Salutare, mă fani! Azi continuăm să răsfoim un fumeto și de data aceasta, de asemenea, răsfoim așa un fumeto mai interesant, bineînțeles, cu disclaimer la 18+, conținut pentru adulți. Și anume, de data aceasta, vom răsfoi din seria Erotica Nera, avem numărul 11 și anume Trafico Ilicit sau Trafic Ilicit. Avem, de asemenea, un număr de la EP, Edip Periodicii, 93. Deci avem o bandă desenată ce a apărut în 1993 pe această cale. Și da, pot să spun că m-am luat așa puțin pe nepregătit de puțin, adică față de, să zicem, precedentul fumetto erotico din seria Oltretomba Il Gobo, tot de la Edip Periodicii. Acesta nu prea e soft, e o leacă mai mult, mai explicit pe această cale. Adică, într-un fel, înțeleg puțin de ce, să zicem așa, există nișa aceasta la italien și e mai căutată. Și nu vă gândiți acum la prostii că gata, ție ăsta, ți-e pachete și veți, e ok. Dar să trecem puțin prin el, mai ales că, ca și volum, va conține două povești. Deși, mă rog, Traficul Ilicit este povestea principală, dar mai avem încă o poveste în volumul acesta. Dar, cum menționam, bine, pentru început, ca disclaimer, deci, acum prezentăm banda desenată, adică nu e neapărat pornoșaguri și din alea. Da, într-adevăr, sunt materiale explicite, le vom vedea. Dar, mai mult așa, facem așa, un studiu de caz, ca să arhivăm toate benzile desenate. Și trecem puțin, bineînțeles, ca și număr, e presărat cu foarte multe reclame la diferite alte serii de la Edip Periodicii, mai ales că Edip Periodicii erau specializați pe genul acesta de fumete erotici. Aici nu înțeleg ce mai era, că mai era o pagină, dar se pare că nu mai e. Deci n-am de unde să știu ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. Și mai avem așa, primul story, Trafico Ilicito. Bine că, da, primul story e așa mai tras de păr, adică la modul în care e o poveste ca, mă rog, și în filmele porno doar să fie și mai mult contează acțiunea. Al doilea story, să zicem că are o intrigă mai interesantă, deși, na, tot pe acolo bate. Dar așa, mai pe scurt, o parte interesantă când, na, doi tipi, prietenci, că vor lua, să zicem așa, avionul din Italia, din Milano, cu cursa către Oslo. Și, bineînțeles, unul dintre cei doi este așa mai, nu neapărat mai libidinos, așa mai, vede o femeie bună, trebuie să bage în seamă. Și în timpul zborului, na, cum a remarcat o domnișoară foarte frumoasă de altfel, își părăsește prietenul ca să se bage în seamă cu tipa respectivă, bineînțeles. Petrece timpul și se înțeleg foarte bine, numai că problema e când se reîntoarce, vede că prietenul lui a murit. Ca să ne dăm seama că, da, tipa cu care vrăjea este medic legist și a concluzionat că prietenul lui a fost asasinat prin împușcare. Și, evident, lasă deja semne de întrebare. De ce? Adică și ei se întreabă, bă, dar totuși, de ce a fost asasinat? De ce împușcat? Ce se întâmplă? Da, după ce dau niște declarații la poliție, deja, na, ei ajung, adică se poate observa și aici, adică nici bine n-ajungi, îți moare prietenul și hop-sop, te coțoc pe... Da, asta înseamnă fumetul erotic. Dar, da, story pare așa interesant, ei încearcă să-și dea seama pe care ar fi fost problema, află după aceea că, de fapt, via biletele pe care le-a luat, să zicem, unul deja fusese rezervat de cineva care a anulat, vor afla că persoana care cumpărase biletul inițial era tot din Oslo și, de fapt, este un personaj foarte cunoscut în mediul televiziunii din Oslo. Vor încerca să înțeleagă, bă, dar, de fapt, cine voia să-l omoară pe ăla și l-a omorât pe prietenul ăsta din greșeală? Storiul decurge foarte interesant, bineînțeles, în continuare cu scene așa mai... Mai pentru adulți, cum ziceam, conținut matur, adică, na, e așa mai pe față. Ulterior, bineînțeles, vor veni niște domni distinși care vor încerca să le sugereze că e mai bine să părăsească țara, să poftiți niște bilete de avion și cărați-vă de aici pentru binele vostru. Evident că personajele noastre nu se vor lăsa intimidate și vor încerca să facă mai multe investigații, descoperiri. Cine erau oamenii aceia, de ce au fost amenințați. Ca tot storiul ulterior, mă rog, să ajungă în punctul în care, de fapt,
la mijloc, să spunem că erau niște pietre prețioase ce au fost furate dintr-o țară, comandate de către acel personaj din Oslo care era și vedetă de televiziune și au fost în locul nepotrivit la timpul nepotrivit și cumva atât personajul nostru principal cât și tipa medic legist de fapt amândoi lucrează la poliție, unul la Interpol, alta în poliția scandinavă, adică tras o leacă de păr, dar no. Interesantă storiu, să zicem așa, cum l-au îmbinat. Avem din nou faltă. Volia Mata. Și bineînțeles Maliția. Deci, da, aveau destul de multe serii. În schimb, al doilea story, lui Kivoko, ăsta a fost un story mai interesant. Not gonna lie. Adică la modul în care tot începe cu doi tineri care se iubeau nespus de mult, cu orice ocazie profitau de toate cele și bineînțeles se poate observa că, na. Avem parte de niște lucruri mai kinky. Ca să aflăm că na, erau atât de nedespărțiți, erau ca pâinele și untul, și ca pâinea și untul. Și dintr-o dată el începe să țipele aia, să o maltrateze, să se poarte urât, nimeni nu înțelege din jur, bă, dar ce s-a întâmplat, toate cele, până ea ia decizia să plece de acasă, nu spune nimeni unde pleacă, și spune doar mamei ei că, băi, da, plec și o să scriu când o să ajung, unde o să ajung. Și, bineînțeles, că personajul nostru începe să meargă des la mama fostei prietene, să o întrebe unde s-a dus prietena lui, toate cele, o abuzează, o maltratează și la un moment dat, într-o seară, pur și simplu personajul nostru principal este asasinat. Adică și cam aia a fost. Și ulterior story-ul începe efectiv de la închisoare când, mă rog, un deținut, mă rog, este vizitat de preot și deținutul îi explică puțin care a fost viața lui, cum a copilărit toate cele și cum într-o zi, bineînțeles, a văzut-o pe mama, să zicem, iubitei primului și cum s-a îndrăgostit de ea și, da, ea într-un fel sau altul i-a spus că e maltratată de către fostul iubit al prietenei și cumva el a luat decizia, ok, ca să o ajute pe doamna aceasta care dintr-o dată îi dă atenție și, mă rog, altceva. Cum a decis el să-l lichideze pe nenorocitul acela? Ca ulterior, bineînțeles, vedem recompensa, plata. Și partea cea mai interesantă este că, na, preotul acesta cunoștea atât pe el cât și pe doamna respectivă. Și ulterior, la storiul nostru se încheie, că la confesionariu, de fapt, ea mărturisește că, păi, povestea e altfel, că, de fapt, inițial, ea și cu nenorocitul ăla erau iubiți. Și se iubeau și întrețineau niște partide de amor interesante. Numai că cu timpul el s-a îndrăgostit de fata Bey. Evident că ea a devenit geloasă. Și ulterior i-a avut niște certuri cu fata ei. Și când fata ei afla că și maică s-a culcat cu prietenul, a decis să părăsească casa și toate cele. Ulterior ea fiind abuzată, mă rog, mama fiind abuzată de fostul iubit și iubitul fetei ei, na, să spunem că a apelat la skill-ul ei de seducție ca să-l atragă pe băiatul acesta din închisoare și practic scopul era doar, nu știu, să-i dea ăla o lecție, să-l bată ceva, nu să-l omoară. Adică, e așa puțin mai povestea mai complicată. Și cam astea au fost cele două povești așa mai interesante. Și bineînțeles, dacă ne putem uita aici cam câte titluri din serie apăreau de la edii periodici, adică câte titluri erotici. Damn son, adică e o industrie acolo. Ce iupon, ce porn have. Bine, 93, totuși. Na, și bineînțeles a trecut la alte serii și aici la fel. Da, un număr interesant, nu zic nu. Repet, a fost așa mai hardcore față de numărul precedent. Adică au fost multe scene explicite, adică cu siguranță s-a putut observa și aici. Sperăm ca YouTube-ul să nu zic ceva împotriva acestui volum, acestei prezentări. Dar, cum menționam, noi prezentăm banda desenată propriu-zisă, indiferent de domeniul din care face parte. Sper că v-a plăcut acest număr mai diferit, așa, mai pentru oameni maturi. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Nu uitați, un share, un subscribe, ajută canalul, ajută Arhiva BD. Vă urez o zi cât mai bună și, bineînțeles, baftă tuturor!